sunt unii care vorbesc și unii care acționează. E mai confortabil să te folosești de animale într-o fabulă decât să arăți cazuri din viața de zi cu zi, să dai nume. Deși mai des întâlnești trăsături negative la oameni decât între sălbăticiuni. Grigore Alexandrescu, după ce povestește despre lupta pentru întâietate urs-leu, câștigată de urs, ne-l prezintă pe lup venind înaintea împăratului pădurii cu doi miei ploconi. Pentru a-l impresiona, nu folosește doar darul, ci și cuvinte care îl dau gata pe urs. Lupul are hrisoave pe piei de oaie, scrise cu apă, ce spun lămurit, cum au mers urșii la o bătaie și câte mure ei au jertfit. Cu plecăciune apoi arată cum că din suflet s-a bucurat de întâmplarea cea minunată de încoronare când a aflat. Cum că dorește supus să-i fie că totdeauna el l-a iubit, că pentru dânsul vieți o mie să le jertfească e mulțumit. Și uite așa ursul crede și pune neamul lupesc în slujbe importante. Dar leul vine să-și ceară tronul, iar lupii dau bir cu fugiții, lăsându-și singur prietenul pentru care ar fi jertfit o mie de vieți. Taurii numai, ce niciodată ai fi prieteni, nu s-au jurat, peste 500 veniră îndată, pe crai și țară ei au scăpat. Nu-i așa că vorbele frumoase ne impresionează adesea, dar faptele sunt cele care dovedesc cine ne este prieten și cine nu. Singur Dumnezeu a vorbit de bine omului și a și acționat pentru a-și susține vorbele. La El amândouă acțiunile se împletesc și când avem parte de ele ni se înviorează sufletul și pornim înainte cu o altă atitudine față de viață și greutățile ei. E adevărat că am avut de multe ori prieteni care ne-au jurat credință și ne-au părăsit. În același timp, au existat mulți oameni cărora noi le-am jurat prietenie veșnică și i-am uitat. De multe ori ne-am lăudat cu prietenia cuiva, chiar dacă nu ne mergea bine, și alții s-au lăudat cu prietenia noastră, chiar dacă nu ne mergea bine. Ce trebuie făcut pentru a armoniza vorbele și faptele noastre, pentru a mărturisi iubirea și pentru a acționa în acest sens? În Psalmul 85, la versetele 8 și 12, Dumnezeu ne mărturisește că El vorbește de pace poporului Său și iubiților Lui. Domnul ne va da și fericirea și pământul își va da roadele. Dumnezeu știe să împlinească nevoile sufletului nostru și în același timp știe să ne sature de tot ceea ce avem nevoie, de tot ceea ce ne lipsește material. Cu acest gând și cu această speranță, sunt convinsă că ziua de astăzi va trece mult mai frumos.